Hello everyone. Perfect. Bună ziua tuturor! Doamnă premier, este o onoare să fiu eu aceea care vă pune toate întrebările. Eu sunt economistă de 20 de ani și cea mai importantă lecție pe care am învățat-o este că o companie depinde foarte mult de viziunea liderului și de modul în care aceste viziuni sunt transmise. Deci vă mulțumesc pentru prezentarea oferită, vă mulțumesc de asemenea și pentru că ne-ați oferit perspectivele pe termen mediu și scurt pe care le are țara dumneavoastră, astfel încât de această oportunitate să poată să beneficieze și investitorii. Deci ați fost, înainte de a fi premier, funcționar public. Ați menționat unele dintre succesele Moldovei, majorarea venitului pe cap de locuitor, reducerea riscului financiar, în special în contextul în care ne confruntăm cu probleme pe piața energiei. Aș vrea să încep prin a vă întreba care sunt așteptările dumneavoastră pentru următoarea perioadă, pentru perioada care va urma. Bună ziua tuturor! Este foarte greu să vorbim despre următoarele 12 sau 15 luni. Ne confruntăm cu incertitudini în această parte a lumii și suntem afectați cu toții de criza energetică, de prețurile energiei, de consecințele acestui război nedrept, de problemele care au loc și s-au produs la nivelul lanțurilor logistice, de inflația crescândă și de creșterea costurilor necesare traiului. Deci trebuie să combinăm gestionarea crizelor care se suprapun cu eforturile de abordare a nevoilor pe termen lung, nevoilor de dezvoltare ale țării noastre. Deci, pe de o parte, ne confruntăm cu criza energetică, încercăm să pregătim mai multe scenarii pentru iarnă, ce se întâmplă dacă avem o aprovizionare deficitară, ne gândim la măsuri pe care guvernul trebuie să le ia pentru a compensa creșterea costurilor de trai, ne gândim la instrumente pentru sectorul privat, pentru a menține locurile de muncă, pentru a ține companiile private pe linia de plutire, dar în același timp nu uităm de justiție, de combaterea corupției, de adoptarea unor reguli mai bune și reglementări mai bune pentru IMM-uri, pentru finanțarea acestora. Ne gândim și la probleme din acestea. Deci, într-un fel, a spus cineva despre purcari și aș vrea să vă ofer această perspectivă. Atunci când ne-am confruntat cu embargourile pe vinuri și n-am putut să vindem vinurile noastre către Rusia, am văzut impacturi, ne-am gândit la impactul economic, la impactul de pe piața muncii, dar în acest fel, acest sector a devenit mai rezistent, mai creativ, s-a concentrat pe calitate, pe alte piețe și acum avem vinuri care câștigă competiții internaționale, medalii. Anul acesta am primit medalia de aur pentru cel mai bun vin roșu din lume și avem locuri frumoase pentru turism intern, pentru turism internațional. Deci atunci când vorbesc cu oamenii de afaceri din țara noastră și cu investitorii, ce le spun este că într-adevăr există incertitudine, există consecințe a situației curente, dar în același timp facem eforturi
să depunem bazele creșterii în viitor și a rezilienței. Vreau să mă uit la perioada următorilor 5 ani și la capătul acestora să mă gândesc prin ce vremuri grele am trecut, dar până la urmă am reușit să ne înscriem pe o cale pozitivă și să aducem cetățenilor Moldovei calitatea vieții celorlalți cetățeni din Europa. Deci trebuie putere multă, a spus moderatoarea. Câți oameni lucrează acum pentru a netezi calea către Uniunea Europeană? La nivel realist, cam cât credeți că va dura? Pentru că aceasta nu este o călătorie confortabilă. Care sunt principalele jaloane? Ei bine, știți, mă prevalez de faptul că sunt politician și o să vă mai spun o poveste. Acum 20 de ani, când aveam primul meu loc de muncă și se discuta despre aderarea Moldovei la UE, pentru ca să fim și noi în rând cu celelalte națiuni din Europa Centrală și de Est, ne gândeam ce să facem, dar până la urmă am pierdut această ocazie și nu știam când va mai reveni această ocazie. Nimeni nu s-a mai gândit. Acum 4-5 luni nimeni nu se mai gândea că Moldova poate să ardă niște etape și să devină atât de repede o țară candidată. Am avut această fereastră de oportunitate, am avut un context favorabil care a fost creat de această tragedie nemaipomenită, care în cele din urmă ne-a ajutat să devenim țară candidată la a deveni membră UE. Ne bucurăm foarte mult că n-am ratat acest moment istoric. Evident, ceea ce facem noi acum este să încercăm să ne grăbim puțin în timp ce încercăm să facem față acestei crize. Noi avem o problemă cu capabilitățile limitate ale autorităților statului. De aceea am conceput un mecanism în cadrul căruia vom crea niște grupuri de lucru pentru 37 de capitole de negocieri și vom începe să ne facem temele. Va dura foarte mult, înțelegem acest lucru, dar vom depune toate eforturile pentru a grăbi pasul. Practic, avem un secretar de stat pentru afaceri europene în fiecare minister, avem reforme cu privire la politicile publice dedicate integrării. Am stabilit care sunt funcționarii publici implicați în implementarea agendei europene, în procesul de negociere. Și, de asemenea, lucrăm pe condiționalități, pe îmbunătățiri care trebuie făcute, pe negocieri și așa mai departe. De asemenea, recent am discutat cu colegii din Parlament și avem un plan de a depune 23 de inițiative legislative în Parlament în următoarele luni. Deci, iată, avem o evaluare externă a CSM-ului moldovenesc, a magistraților, cercetăm modalitățile de îmbunătățire a distribuției competențelor între instituții. Dorim să creăm niște mecanisme puternice de combatere a corupției. Așa cum a spus și dumneavoastră, avem un ajutor din partea unui procuror care este o doamnă, de fapt, procuror din SUA, dar este moldoveancă și dânsa s-a întors din SUA, unde este procuror, district attorney, ca să ne ajute pe noi cu reforma. Deci vom continua să combatem corupția, să ne ocupăm de dereglementare pentru a îmbunătăți lupta împotriva corupției,
Vom încerca să concepem un nou sistem de salarizare, să facem reforma administrativă și așa mai departe. Deci, practic, suntem într-o cursă contra cronometru. Dorim să ne asigurăm că în acest context istoric avem și noi ocazia noastră, șansa noastră și că vom putea participa cu succes la negocieri. E bine, așa cum spuneți, aveți o sarcină enormă. Credeți că în efortul noastră sunteți ajutați de faptul că ați beneficiat deja de fonduri europene, că vă gândiți la faptul că poate unii oameni nu se vor pierde de-a lungul acestei curse. Într-adevăr, beneficiem de asistență din partea UE în cadrul parteneriatului de Est. Acum avem această criză dramatică și, practic, a crescut inflația, în special prețurile la resursele energetice. De aceea avem nevoie de mai mult sprijin și de aceea avem nevoie de finanțare mai multă pentru anul 2023. În același timp, am primit sprijin care ne-a ajutat în cadrul crizei de anul trecut. Am oferit anumite compensații celor mai vulnerabili. Acum lucrăm pe mecanismul dedicat vulnerabilităților din domeniul energiei pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie cel mai mult de acest sprijin. Și acest sprijin ne-a permis să compensăm măcar parțial pierderile constatate la nivelul puterii de cumpărare și la nivelul salariilor. Deci suntem recunoscători Guvernului României, care este unul dintre inițiatorii platformei de sprijin a Moldovei, împreună cu Franța și Germania. Vom continua să discutăm aceste chestiuni în cadrul următoarelor întrevederi care vor avea nevoie în noiembrie la Paris. Și mulțumesc. Și o ultimă întrebare despre un subiect important. Inflația este o problemă foarte mare. Inflația la dumneavoastră este foarte mare, dar există și un șoc disproporționat de mare. Trăim într-o lume supusă presiuni inflaționiste. Deci vă rog frumos să ne spuneți care este strategia dumneavoastră pentru a face față inflației. Cum procedați pentru a face față efectelor din punct de vedere fiscal? Ce strategie aveți la nivelul băncii centrale, la nivelul productivității, a cursului de schimb valutar? Da, într-adevăr, inflația este foarte mare, 34% e inflația la noi deja. Rata de accelerare a scăzut, deci practic inflația nu mai crește la fel de repede așa cum a crescut în lunile anterioare. O mare parte din această inflație depinde de ceea ce va întâmpla cu prețurile la energie și practic asta este un motiv care ne preocupă foarte tare. De asemenea, constatăm o majorare a prețurilor la produsele alimentare, ceea ce acoperă o proporție foarte mare din veniturile chiar și în țările dezvoltate. Banca noastră națională este acea instituție responsabilă cu combaterea inflației, este subordonată Parlamentului, dar este o instituție independentă și a luat măsuri pentru a spori rata de bază și pentru a ajunge la o rată a inflației moderată, făcând toate acestea printr-o majorare agresivă a ratei de bază. Dar de aceea noi la guvern suntem supuși unei presiuni intensificate. Trebuie să ne gândim la alte măsuri care trebuie implementate. Există anumite limitări la nivelul piețelor financiare și așa mai departe. Deci ce facem acum este ca pe de o parte să
creștem salariile, să majorăm salariile la nivel, cu cote moderate, evident, și să oferim un sprijin unic pentru a-i ajuta pe oameni să treacă peste iarnă. Lucrăm de asemenea pe acest mecanism de compensare bine direcționată, având în vedere un program pentru iarnă, pentru asistență socială. Avem în vedere veniturile, consumul, practic lucrăm la o categorisire a gospodărilor în funcție de acești factori. Ca și alte țări, intervenim mai mult decât ne-ar plăcea, având în vedere că suntem un partid de centru-dreapta, am cheltuit bunăoară, avem sprijin pentru o serie de produse care sunt importante pentru subzistență, facem tot felul de alte plăți și de compensări pe care le acordăm, discutăm cu diverse părți interesate, negociem practic ceea ce se poate face având în vedere această situație. Deci, de exemplu, am făcut eforturi semnificative pentru a discuta chiar și cu autoritățile din Transnistria pentru a menține pacea și stabilitatea, dar și pentru a menține prețul electricității la un nivel scăzut. Deși asta înseamnă că negociem în fiecare lună și nu avem sustenabilitate, însă în ultimele 6 luni am reușit să păstrăm prețurile la energie sustenabile și mici, astfel încât să nu creștem inflația mai mult. Vom continua, practic, să acționăm și să intervenim atât de prin mecanismele noastre de urgență și prin politicile de reglementare pentru a ne asigura că îi susținem pe cei care sunt mai vulnerabili, că susținem acele afaceri care trec prin perioade mai dificile și care nu au capitalul necesar pentru a păstra joburile. Am introdus alte scheme pe care nu le-am avut până acum, chiar nici măcar în perioada COVID, și vom folosi toate aceste instrumente disponibile pentru a ne asigura că, pe de o parte, să nu permitem nu permitem inflației să crească și, în același timp, vom păstra cât se poate de mult și îi vom ajuta cât mai mult posibil pe cei vulnerabili. Practic, se pare că încercați să administrați toate aceste forțe pentru a permite țării să treacă prin această perioadă și putem vedea cu toții faptul că perspectiva este una foarte bună și aveți o cale de convergență și o dorință de a integra toate acestea în piețele internaționale. Vă urăm succes și abia așteptăm să vedem ceilalți pași îndepliniți și parcurși. Vă mulțumim foarte mult. Acestea le vom parcurge pe termen mediu și lung. Vă mulțumim!